Binecuvântat să fie Domnul din veșnicie în veșnicie. Și în seara asta să fie slăvit prin slujba care are loc aici și viețile dumneavoastră să fie înnobilate de Sfântul Cuvânt. Amin. În această seară ne uităm în Scripturi sub titlu Învață să rabzi. Aș vrea să privim întâi la acest imperativ, gândindu-ne la vremea pe care o trăim. Domnul Iisus Hristos spunea în contextul profețiilor legate de sfârșit, citesc din Evanghelia după Matei, din capitolul 10, versetul 22, veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Și în aceeași Evanghelie citim în capitolul 24, tot în context escatologic, versetul 13, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Iar în Apocalipsa este scris, citesc din capitolul 13, versetul 10, aici este răbdarea și credința sfinților. Sau întorcând pagina în 14 cu 12, aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Deci lecția referitoare la răbdare nu este o lecție de istorie. Este o lecție cu multe aplicații, e ceva ce va fi prezent până la sfârșit, ceva ce ne privește. Suntem în acest parcurs și să ne amintim de evreii care sunt o pildă pentru noi, că și-au pierdut răbdarea pe drum. Vă amintiți unde scrie aceasta? Acolo unde este prezentat episodul cu șerpii veninoși și cum privirea spre șarfele de aramă îi salva. Aș vrea să vă prezint mai întâi necesitatea răbdării, așa cum oarecum deja am anticipat, făcând o referire generală la vremea pe care o trăim și în mod deosebit la ceea ce urmează. De ce trebuie să răbdăm? Sau ce împrejurări ne solicită răbdarea? Și adesea îndelungă răbdare, adică multă răbdare, o continuă răbdare uneori. În 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13, identificăm citesc de la versetul 1 Corinteni 10 cu 13, repet, identificăm problema ispitirii, o problemă zilnică și totuși atât de complexă, de diversă. Nu va ajunge nicio ispită care să nu fost potrivit cu puterea omenească și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre. Și împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Învață să rabzi pentru că vei fi ispitit. Învață să rabzi pe toată perioada ispitirii. Până trece acea vreme, cum s-a întâmplat cu Domnul Iisus Hristos în pustie, când a expirat timpul ispitirii, diavolul a trebuit să se retragă și au venit niște îngeri să-i slujească. Tot despre răbdare în contextul ispitei scria apostolul Iacov, fratele Domnului, în întâia sa epistolă, în epistola sa, capitolul 1, versetul 12. Ferice de cel ce rabdă ispita. Deci ispita nu poate fi biruită fără răbdare. Așadar, e necesar să rabzi pentru că sunt ispite. După ce a fost găsit bun,
și asta înseamnă după ce a răbdat, va primi coroana vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce îl iubesc. Pe lângă multiplele ispitiri, la păcate, ispitiri să vorbești când cineva te irită, ispitire să clevetești când cineva te atrage într-o asemenea cursă, ispitire să divulgi anumite informații tainice, ispitire să te răzbuni în forță, ispitire să faci orice alt păcat. Un alt domeniu care necesită răbdare este necazul, o boală, o lipsă oarecare. Câte nu se pot întâmpla în lumea aceasta? Cum spunea profetul, pe pământul în care acum este necaz. Apostolul scria la Romani, capitolul 5, citesc de la versetul 3, ba mai mult ne bucurăm chiar în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare, adică nu poate fi abordat, suportat, decât prin răbdare, că n-ai ce face. Dacă te îmbolnăvești, ce poți să faci? Răbzi. Ai o lipsă? Cum poți să o îndepărtezi? Cel puțin până la rezolvarea ei, trebuie să răbzi. Și răbdarea este o necesitate aici. Cum scrie versetul următor, răbdarea aduce biruință, dar dacă n-aștepți? În încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Toate se leagă, sunt ca o scară pe care putem să urcăm în parcursul vieții noastre. Tot despre necaz ne este scris în Roman 12 cu versetul 12, fiți răbdători în necaz. În necaz întotdeauna răbdarea este o stare binevenită. Și Iacov, la rândul lui, scria despre aceasta. Vă citesc din capitolul 1 al epistolei din care am amintit adineauri. De la versetul 2, frații mei, se priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Repet, e o necesitate să răbzi. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, pentru ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Cu răbdare se pot rezolva toate aceste nevoi. Un alt domeniu. Pagubele. Te înșală cineva. Spunea apostolul în 1 Corinteni, capitolul 6, despre anumite certuri. Corintenii, parte dintre ei, erau destul de firești. Și ajunseseră în tribunal, să spun așa, pe înțelesul nostru. Și la un moment dat le spune apostolul 1 Corinteni 6 cu 7, de ce nu răbdați mai bine paguba? Deci s-ar putea ieși dintr-o astfel de stare, nu făcându-ți dreptate, nu așteptând despăgubire, nu apelând la un forum de arbitraj, ci răbdând, suportând paguba. Aș vrea să continui lista necesității de răbdare cu ceva ce acum nu prea este, dar va veni. Numai așa scăpăm de asta dacă plecăm la Domnul. Persecuția. Asta necesită răbdare uneori, cum e scris Îngerul Bisericii din Smirna, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Dar anumite persecuții scurte pot să fie și acum, de genul a ceea ce scrie în 1 Corinteni 4 cu 12,
când suntem prigoniți, răbdăm. Dar până în alte, doar ce scrie mai înainte, când suntem ocărâți, binecuvântăm. Și v-am citit din Apocalipsa 13, acolo, în contextul fiarei, unde chiar că va fi nevoie de răbdare. Și noi trebuie să ne învățăm să răbdăm din ispitirile zilnice, din suportarea unei pagube, din acceptarea unui necaz. Și dacă se va aduce la persecuție, noi suntem deja obișnuiți cu răbdarea, cu acceptarea pentru numele Domnului a tuturor acestor nedreptăți. Apoi, un alt domeniu unde poate nu am vrea să fie nevoie de răbdare, dar este în slujire. Trebuie să avem răbdare unii cu alții. Răbdare față de cei slabi. Răbdare față de cei ce sunt de o altă părere. Hai să vă citesc. Roman 15 cu 1. Dacă te agiți și nu ai îngăduință să explici cuiva, să-l accepți într-o anumită slăbiciune, până va ajunge să crească și el spiritual, să înțeleagă. Noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne placem nouă înșine. Sunt unii s-au supărat, nu mai vin la adunare, altul nu mai vrea să slujească. În aceeași idee citesc și 2 Timotei 2 cu 10. Spune apostolul din închisoare, rețineți. De aceea rab totul pentru cei aleși, pentru ca și ei să capete mântuirea care este în Hristos Iisus împreună cu slava veșnică. Și tot de aici versetul 24, robul Domnului nu trebuie să se certe, să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de o îngăduință răbdătoare. Așadar, v-am prezentat câteva necesități, nevoi, stări, situații în care se impune răbdarea. Le recapitulez pe scurt. Să răbdăm în ispitiri, în necazuri, în pagube, în persecuție, în slujire. Aș vrea să trec acum la un alt capitol, să vedem cum putem să dobândim răbdare ca în toate aceste necesități să o avem, să se manifeste prin ființele noastre. Pentru ca să nu fim în postura aceea, cum scrie în Iacov, capitolul 2, și să vă spun, duceți-vă, îmbrăcați-vă și să n-aveți cu ce, duceți-vă și să mâncați fără să vă pun pe masă. Scriptura ne spune cum să ne comportăm, dar ne și echipează în vederea dobândirii capacităților, cerințelor pe care le are Dumnezeu de la noi. Deci, am vorbit despre necesitatea răbdării și acum vă voi vorbi despre posibilitatea răbdării. Cum pot să fiu un om răbdător? În primul rând, citesc Roman, capitolul 15, din Sfânta Carte, și vreau să mă îndrept privirile spre această carte binecuvântată. Versetele 4 și 5. Și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdare și prin mânghirea pe care o dau Scripturile să avem nădejde. Observați resursa de răbdare, Scriptura. Dumnezeu răbdării și al mânghierii să o facă să aveți aceleași simțeminte unii față de alții după pilda lui Iisus Hristos. Și în primul rând, din Scripturi, învățăm de la Dumnezeu răbdarea. Câtă răbdare, cât îndelungă răbdare are Dumnezeu cu lumea aceasta. Cum scrie despre vremea lui Noe, când îndelungă răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare. Cum scrie în Roman 2, dacă tot sunt în această epistolă, citesc de la versetul
4. De bunătatea, îngăduința și îndelungă răbdarea lui Dumnezeu care îndeamnă oamenii la pocăință. Cartea Psalmelor, în mod deosebit, abundă de referințe în care Dumnezeu este prezentat ca unul îndelung răbdător. Să vă citesc numai din Psalmul 145, unde David spunea, versetul 8, Domnul este milostiv, plin de îndurare, îndelung răbdător și plin de bunătate. Și când vedem cum Dumnezeu se comportă cu oamenii care nu respectă, nu-L ascultă, cum dă ploaie și peste buni și peste răi, cum așteaptă după cineva zeci de ani, cum nu-i pare rău de darurile date, de chemarea făcută, învățăm să răbdăm. Dumnezeu în Scripturi ne predă lecții teoretice și în experiențele sfinte din această carte ne oferă exemple foarte concrete de îndelungă răbdare. Așadar, să privim în Cartea Sfântă și de aici să învățăm să răbdăm. Este și un exemplu frumos în persoana și în cartea lui Iov și scrie la Iacov în capitolul 5, versetul 10, frații mei, luați ca pildă de suferință și de răbdare pe prorocii care au vorbit în numele Domnului. Iată, noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit vorbiți despre răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul și cum Domnul este plin de milă și de îndurare. Să știm ce a știut Iona. Ce spunea profetul către Dumnezeu? Știam că ești îndelung răbdător. Tu ai zis 40 de zile și asta e mult, dar dacă se schimbă, eu știam că te lași înduplecat și știa bine. Să știm și noi asta. Dacă am avea noi autoritatea lui Dumnezeu, puterea lui, ce ar fi cu lumea asta? I-am fi topit de mult, nu? Dar Dumnezeu ne învață răbdarea. Scripturile abundă în astfel de situații în care Dumnezeu și sfinții care l-au luat pe el ca model au învățat să rabde. Inclusiv despre Domnul Iisus Hristos este scris și noi avem notate în Evanghelie experiențele vieții lui. Citesc din Evrei, din capitolul 5, spune versetul 8, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. E o altă exprimare referitoare la răbdarea Domnului Iisus Hristos. Atunci când ne este greu, să răbdăm, să deschidem Scriptura, să citim și să observăm din ea cum Dumnezeu și sfinții au fost răbdători. Și în felul acesta vom dobândi și noi răbdare. Vom putea să așteptăm. În al doilea rând, noi trebuie să ne rugăm, pentru că rugăciunea este o sursă de dobândire a răbdării și chiar să mișlocim. Prin rugăciune se activează în noi puterea Duhului Sfânt și roada Duhului Sfânt are și îndelungă răbdare. Apostolul Pavel scria Colosenilor, vă citesc din primul capitol al epistolei. Versetul 9. De aceea și noi din ziua când am văzut aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă opreți de cunoștința voie lui în orice înțelepciune și pricepere duhovnicească. Și prima este cunoașterea care v-a spus că vine din Scripturi. A doua, pentru că astfel să vă purtați într-un chin vrednic de Domnul, ca să fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune.
crescând în cunoștința lui Dumnezeu, întăriți cu toată puterea potrivit cu tăria slavei lui pentru orice răbdare și îndelungă răbdare cu bucurie. Repet asta că îmi place enorm. Orice răbdare și îndelungă răbdare, și observați, cu bucurie. Când te rogi, primești aceste resurse. Eu cred că rugăciunea arată dependența noastră de Dumnezeu, dorința noastră ca Duhul Sfânt să vină în viața noastră și să putem manifesta răbdarea necesară. Fie că e vorba de o ispitire, de o pagubă, de o persecuție. Cum a putut Domnul să rabde toate cele din noaptea arestării, a judecății? Continua dimineața judecată la Pilat și apoi tot ce s-a întâmplat până când la 3 după masă și-a dat Duhul mâinile Tatălui. S-a rugat mai întâi în Ghetsimani. Iată așadar ce mijloace ale Harului avem puse la îndemână. Scripturile, când te uiți și vezi, te liniștești, aștepți, accepți. Și în tandem cu rugăciunea care, repet, aduce prezența divină în noi, putem să devenim oameni răbdători. În felul acesta se va întâmpla, se va împlini ce vă citesc din Coloseni, capitolul 3, versetul 12. Astfel, dar ca niște aleși a lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Eu cred că această asociere și chiar enumerarea în ordinea de aici are mult de spus. Un om bun este răbdător, un om smerit de asemenea, un om blând totodată. Pentru că răbdarea nu poate funcționa singură decât împreună cu celelalte virtuți sfinte. De aceea, când nu putem răbda, iese la iveală firea pământească din noi. Și ne manifestăm sub nervozitate sau alte forme de reacții firești. Dar când a venit Duhul Sfânt peste noi, când Scripturile ne-au inundat mintea, dobândim aceste calități și sub virtutea faptului că noi suntem aleși lui Dumnezeu. Că Dumnezeu a avut cu noi îndelungă răbdare, cum spunea Pavel la 1 Timotei 1, Dumnezeu și-a arătat în mine îndelunga lui răbdare, cum să n-am și eu răbdare cu alții? Dar uneori ne comportăm cum vrea pe vremea comunistă în armată, nu știu cum este acum. Cei ce erau ciclul întâi erau chinuiți de cei ce erau ciclul doi. Și culmea că ăștia nu învățau că nu-i bine să fii chinuit, când ajungeau și ei ciclul doi, îi chinuiau pe următoarea serie care venea după ei. Da? Asta așa e în lume și Biblia spune, nu vă mirați că vă urăște lumea. Ei se inspiră din filme, din viața lor lumească, pe când noi ne inspirăm din cuvântul lui Dumnezeu și venim la izvorul dragostei sale, a rugăciunii și în felul acesta dobândim răbdare. A fi răbdător nu este lașitate, nu este incapacitate de reacție. Și spune atât de frumos înțelept în Cartea Proverbe, în capitolul 19, versetul 11, înțelepciunea face pe om răbdător. Observați, în trafic, de exemplu, un șofer agitat n-are răbdare la un semafor. O doamnă a fost oprită de poliție în timp ce conducea mașina într-un mod foarte dur să stea cu mâinile pe volan cu pistolul. Oamenii s-a dovedit că nu era nimic periculos, dar ea a întrebat, vă rog să-mi spuneți de ce m-ați oprit ca pe un terorist.
Fiindcă am văzut că aveai scris pe mașină niște versete biblice și te-am observat pe cameră când la un semafor te-ai dat rost din mașină și ai ridicat mâinile împotriva unui șofer din mașina vecină. Ne-am gândit că trebuie că e mașină furată. Nu se poate să scrie pe mașină versete din Biblie și să te comporți atât de dur, cu atâta irascibilitate, cu atâta revoltă. Iată așadar că a învățat să rabzi înseamnă să umbli la școala înțelepciunii, la școala sfântă, să te ridici pe genunchi, când scrie în psalmul 20, să rămâi în picioare, a nu ști să rabzi, înseamnă să fii un copil nepriceput, un om firesc, un om peste care nici într-un caz nu este Duhul lui Dumnezeu. Vă vin în ajutor cu o veste bună. Răbdarea este practicabilă numai aici pe pământ. În rai nu va mai fi nevoie de răbdare. Nu o să te mai spitească nimeni, nu o să mai fie necazuri, nu o să mai fie persecuții. Toate cauzele care reclamă răbdare vor lipsi. În rai răbdarea nu mai este o necesitate. Aici este. Și spune Iacov în epistola sa, Iacov capitolul 5, versetul 8. Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Până atunci doar trebuie să răbdăm. Cum am citit din Apocalipsa? Aici, și am putea spune că acest aici înseamnă pe pământ, înseamnă în această vreme, aici. Nu atunci și nu acolo, numai acum și aici. În Evrei, capitolul 10, este scris în versetul 36, căci aveți nevoie de răbdare, după ce ați împlinit voia Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme, cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Cum spunea Domnul, cine va răbda până la sfârșit? Mai este numai puțin, dragii mei. M-a avut un vis interesant într-o noapte, într-un context anume, se făcea că eram persecutați. Și mai mulți, între care și eu, aveam menirea să spunem celorlalți, aveți răbdare, vremea asta e scurtă, se termină și vine împărăția lui Dumnezeu. Să nu fim ca evreii care și-au pierdut răbdarea pe drum. Și să așteptăm, cum spune aici, să nu dăm înapoi, să rămânem în credință pentru mântuirea sufletelor. Oricum, au fost oameni care au avut de răbdat mult, oameni care au făcut zeci de ani de închisoare, zeci de ani de boală, bătăi, vremuri grele. Și totuși Dumnezeu i-a învrednicit să rab. Îmi amintesc de scumpa mea soție care, în perioada ei de boală, a fost o vreme în care a stat la pat, nu a cârtit nici măcar o dată. Doar o dată am auzit-o spunând atât. Oricum, nu-i ușor. Dar s-a încheiat acea perioadă. Vremea asta trece ca apele care se scurg. Din acest punct de vedere, e bine că nu mai trăim cât Metusala. După ce vei suferi puțină vreme, spune apostol. Privind la rezultatele răbdării noastre. 1 Petru, capitolul 5, versetul 10. Dumnezeu cărui har care v-a chemat în Hristosul la slava și sa veșnică, după ce vei suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, va da putere și vă va face neclintiți. Pentru că așa cum citeam la un moment dat din Iacov, răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea. Pentru că ne întrebăm la urma urmei, da, Dumnezeu ne învață din cuvânt cum să răbdăm, ne dă putere prin Duhul Sfânt, dar de ce nu ar putea Dumnezeu să facă altfel? Dragii mei, n-am înființat noi regulile spirituale a războiului din lumea aceasta. Acestea sunt condițiile în care trăim, raportat la lumea materială, la lumea spirituală și
după ce ne vom îndeplini mandatul acesta, după ce vom accepta și aștepta cu răbdare. Uneori răbdarea nu înseamnă altceva decât să aștepți. Alteori răbdarea înseamnă și să suferi, să te doară, să ai lipsă. Dar orice coordonate caracteristici ar avea răbdarea, este o putere pe care lumea nu o are. Și totuși trebuie și ei să sufere. Dar nu-i tot una. Să rabzi prin puterea lui Dumnezeu sau să rabzi că n-ai ce face. Nu este la fel să rabzi în nădejde sau să rabzi fără viitor, fără speranță, mușcându-ți buzele și limba. Noi avem har de la Dumnezeu ca să răbdăm împreună cu Dumnezeu, împreună cu Domnul Iisus Hristos. Așa cum atât de frumos spunea Apostolul Pavel la 2 Timotei, capitolul 2, versetul 12, dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Sau cum spunea Ioan, părtaș cu voi la necaz și la împărăție. Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze, recapitulez și închei aici, să vă dea har în vremea aceasta, să vă sprijinească. Așadar, trebuie să învățăm răbdarea pentru că avem nevoie de ea, ar spune, în fiecare zi. Pentru că trăim o vreme grea și vine una și mai grea, pentru că trăim într-o lume a ispitirilor, o lume a oamenilor păcătoși și izbindu-ne toate aceste nevoi, înfruntând toate aceste pericole, nu există înlocuitor de răbdare. Dar alimentându-ne zilnic cu Scripturile, rugându-ne, cum spunea Domnul Iisus, referitor la vremea urmă, rugați-vă ca să aveți putere să rămâneți în picioare. Vom putea să răbdăm întreaga această perioadă destinată răbdării. Cine va răbda până la sfârșit? Va fi mântuit. Noi nu privim doar la sfârșit, las că murim și scăpăm. Nu! După ce se încheie perioada aceasta în care răbdarea este o necesitate, urmează slava împărăției lui Dumnezeu. Cum spunea poetul Dionisiu Giuchici în poezia cu cei trei din Valea Dura, dincolo de acest sculptor, de acest babilonean furnal, iar fericirii viitor e cerul slavei fără nor. Și fericirea veșnică nu poate fi comparată cu ceea ce trebuie să răbdăm noi aici. Ba încă mai mult, și sub acest aspect parcă am vrea să fim prevăzuți la o cotă mai mare de răbdare, că suferințele noastre de acum lucrează pentru noi o greutate veșnică de slavă. Și suferințele de acum nu sunt vreți să fie puse alături de slava viitoare. Iată de ce am citat din Iacov că noi numim fericiți pe cei ce au răbdat privind această perspectivă. Învață să rabzi. Ai această posibilitate, ne sunt puse resursele din partea Domnului la îndemână și viitorul strălucit. Cum spune în alt vers al poetului Traian Dors, adevărul n-are încă nicio patrie aici, singuratic pribejește printre spini și inamici. Însă adevărul are sfântă împărăția sa, unde o dulce sărbătoare și un tron veșnic va avea. Fericit e în orice fel cine rabdă pentru el. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea har și vă citesc în final un verset din Roman, din capitolul 15, în acord cu tema aceasta. Versetul 13, Dumnezeu nădejde să vă umple cu de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.